Bună ziua. Sunt Lelia Grigore, sunt avocat, om înainte de toate și fondator de ONG. Iar acesta este un mesaj destinat cititorilor Observatorului Prahovean, în special celor mai tineri dintre aceștia, cărora aș vrea să le spun, dacă se află la început de drum, cam așa. Acordați-vă timp să vă cunoașteți. Este în regulă să nu știți inițial, doar observați. Vedeți ce va aduce bucurie, vedeți ce va aduce entuziasm, senzația aia că puteți face absolut orice și că puteți dărâma munții, ce va aduce lumina din privire, ce va aduce zâmbetul acela care vine din interior, ce va aduce starea profundă de împlinire. Și după ce găsiți rezultatul, înseamnă că aceea este calea. Și cred că calea arătată de intuiție este cea mai sigură cred că ceea ce ne arată intuiția este garanția unei vieți trăite cu bucurie și, bineînțeles, sau unei vieți trăite cu armonie, din care putem face lucruri minunate și pentru cei din jur. Nu vă fie teamă să urmați această cale, indiferent de ceea ce vă spune societatea, indiferent de ceea ce vă spun cei din jur că e la modă sau că ar fi potrivit pentru voi. Aveți încredere cu încăpățânare în ceea ce descoperiți voi pentru voi. Dacă vă interesează să vă alegeți avocatura, trebuie să știți că, cel puțin din perspectiva mea, este o profesie de vocație. Poate fi minunată dacă ești potrivit pentru ea, poate aduce extraordinar de multă satisfacție profesională și personală, sau poate reprezenta o profesie care să nu-ți placă dacă o alegi doar pentru că sună bine o denumire înainte de nume. Uh, avocatura e o profesie care te, te face să rămâi mereu curios, să rămâi mereu dornic de cunoaștere, să rămâi uh, tot timpul în priză, uh, să te dezvolți permanent, să te modelezi tare fain ca om, dar uh, e important să nu te identifici cu profesia și să nu devii uh, mândru sau uh, uh, autosuficient. Din perspectiva mea e important ca pe lângă activitatea profesională, oricare ar fi aceea, să-ți acorzi timp pentru dezvoltarea personală, pentru experiențele pe care le trăiești, pentru a cunoaște oameni, pentru a face ceea ce ți aduce bucurie și pe lângă partea profesională. Nu suntem niște roboței și e minunat când putem dezvolta toate laturile personalității noastre, mai ales că de multe ori asta ne poate ajuta chiar în profesia pe care o avem. Deci, faceți tot ceea ce vă doriți cu bucurie, faceți ceea ce vă spune intuiția voastră că e potrivit pentru voi și fiți încăpățânați în a vă urma calea. Uh, un weekend minunat, vă doresc și o viață trăită în fiecare clipă cu bucurie. La revedere!